Astăzi, 3 septembrie, ora 9, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 4.495 de persoane declarate vindecate. La nivelul județului, în ultimele 24 de ore, au fost internate 34 persoane diagnosticate cu COVID-19, în același interval de timp fiind externate 30 persoane declarate vindecate. Din totalul celor 537 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, 152 pacienți sunt diagnosticați cu COVID-19, 99 pacienți sunt în zona tampon și 286 pacienți sunt cu alte afecțiuni non-COVID. Din cei 152 pacienți diagnosticați COVID-19, 104 pacienți prezintă forme medii ale bolii, 39 forme ușoare, iar 9 pacienți cu forme grave sunt internați în secția ATI, dintre care 2 sunt ventilați mecanic. Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava dispune la această dată de 354 de paturi libere, din care 36 pentru pacienți COVID-19, 211 în sectorul non-COVID și 107 pentru zona tampon. La unitatea ATI sunt disponibile 3 paturi pentru pacienți non-COVID, 6 paturi pentru pacienți COVID-19 și 28 de ventilatoare, din care 8 pentru pacienți COVID-19. La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați un număr de 80 pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 4 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. Persoanele suspecte COVID-19 internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus, sunt declarate pacienți diagnosticați COVID-19 fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internat. Numărul total de persoane testate până în prezent este de 44.626 persoane, în ultimele 24 de ore fiind testate 440 persoane. La data prezentului comunicat se află în carantină 416 persoane. De asemenea, în izolare la domiciliu se află 135 persoane. Conform distribuției cazurilor COVID-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 unități administrativ-teritoriale, 37 nu au niciun caz de infecție COVID-19 în evoluție, 21 au câte un caz în evoluție, 40 au sub 5 cazuri în evoluție, 8 au sub 10 cazuri în evoluție, iar 8 au peste 10 cazuri în evoluție. La data prezentului comunicat, în județul Suceava sunt 386 cazuri de infecție COVID-19 în evoluție. În cursul zilei de 2 septembrie 2020, polițiștii au desfășurat activități în context COVID-19, fiind verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse 377 persoane. De asemenea, au fost verificate 75 de societăți comerciale și au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale în valoare de 500 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, conform legii 55 din 2020. Datele înscrise în prezentul comunicat sunt din situațiile oficiale, întocmite și transmise de instituțiile competente.